Cristina Șerban, mama celor doi copii, Luminița Anghel, a văzut-o ieri la televizor. Spuneai, Luminița, că ai plâns în continuu uitându-te la această femeie. Da, nici acum nu pot să-mi dau seama de unde a tătărie, de unde are forța spune să... Că ieri era, haideți să vedeți copilul, și era un malder de pansamente. Știți, adică... ce m-a impresionat cel mai tare pe mine? Motiv pentru care, realmente, l-am sunat și pe soțul meu și am spus plângând la telefon, i-am povestit, faptul că fiica... unul dintre copii a rugat-o să o sărute pe frunte și n-avea unde să o sărute. Ea a ales să-i pupe un deget de la picior pentru că era mai bine pentru amândouă. Mi s-a părut incredibil să trăiești așa ceva ca părinte. Asemenea dramă. Ne întoarcem la această femeie extraordinară, la această mamă atât de puternică, care astăzi ați aflat 5 ore o operație de reconstrucție a membrelor și de-abia acesta este începutul. Are doi copii, 16 și 18 ani, băiatul trebuie să-și facă majoratul, numai că spera să-l facă într-un cu totul alt loc. Și un om care iubea muzica și e cel mai mare fan al trupei Metallica. Revenind la dumneavoastră, doamna Cristina Șerban, spuneați că băiatul a vrut un radio să asculte muzică și a trebuit să luăm pauză. Ce s-a întâmplat? Astăzi, băiatul dumneavoastră, Alex, a auzit știrea la radio. Ce a auzit el? Și care a fost prima întrebare pe care v-a pus-o? Alex, astăzi la radio a auzit că în urma incendiului din Clubul Colectiv au murit 32 de oameni. Și m-a întrebat, mama, e adevărat? Da, e adevărat. Adică eu puteam să fiu printre cei 32? Da, puteai să fii printre 32. Înseamnă că e o minune că eu trăiesc. Credibil. Da, este o minune că el trăiește. Chiar și pentru medici este o minune că a venit într-o stare critică, foarte gravă. Dar acum este pe drumul cel bun. Imediat după ce v-a spus și s-a mirat că e o minune că el trăiește, a trăit un șoc. Da. M-a întrebat dacă nu cumva îl mint și printre cei 32 nu se află și sora lui. Și l-am asigurat că nu. Sora lui este într-un alt corp al clădirii și am fost directă cu el. I-am spus că a fost în operație pentru mânuțe, prin aceeași operație va trece și el, la el e mai ușor. A decăzut psihic astăzi și a plâns foarte mult. De ieri a început. De ieri când a început să fie conștient, să vadă practic realitatea din jurul lui, atunci a început să... Eu ieri n-am putut să am un dialog cu el pentru că a fost un hohot continuu. Se simte vinovat. Asta e sentimentul de vinovăție. Am înțeles că este normal. Domnii psihologi au oferit suport și sunt lângă el, dar ușor, ușor revenim la normal. Sunt psihologi care e normal să fie alături de acești copii, dar a venit cineva la dumneavoastră, la părinții care stați aici ore întregi, zi și noapte? Au venit câteva persoane de la diverse fundații, sunt părinții celorlalți copii care nu prea vor în momentele astea să vorbească cu cineva. Când știi că copilul tău trăiește cu sabia deasupra capului, nu-ți prea vine să vorbești decât cu Dumnezeu, poate. Doar cu el ai un dialog. În rest... Ce v-a spus astăzi profesorul dr. Dan Enescu? Ce urmează pentru Nicol și Alex? Astăzi am vorbit strict despre Nicoleta, pentru că ea intra în operație la dânsul. Urma reconstrucția mâinilor, prima etapă, grefe de piele, prima etapă din reconstrucția mâinilor. Și ulterior vom vedea ce va mai fi. Copiii dumneavoastră au acum nevoie de putere, energie pozitivă și Dumnezeu să le fie alături. Să-mi spuneți dumneavoastră de ce aveți nevoie acum. Eu am nevoie de putere și am nevoie să fiu pozitivă. Am nevoie ca oamenii din jurul meu să fie pozitivi, ca eu în momentul în care mă duc și țin acolo copilul de un deget de la picior,
să-l încarc cu energie. Doar de asta am nevoie și din fericire am. Am oameni lângă mine, atât cunoscuți cât și necunoscuți. Am mulți colegi de-ai lor, prieteni de-ai lor, din toate liceele au venit să fie alături de ei. Nu pot urca, e terapie intensivă. Stau aici, în curtea spitalului. Astăzi, Alexandru și-a dorit să-și vadă cel mai bun prieten, fratele lui, de nebunii, ca să zic așa, și este un munte de băiat, un munte de băiat. Și l-am antrenat înainte de a intra. Nu ești mirat de cum arată. E pansat, Alex, pe față? De aceea l-ați pregătit? Da. Da, are arsuri profunde la nivelul feței. Total. Și am spus, nu te arăți mirat de cum arată, nu începi să plângi că ești dita-i bărbatul și ești pozitiv. Poți să faci o glumă cu el, fă, dar poți să o ții numai într-o glumă, ține-o numai într-o glumă. Și așa a fost. Dar în momentul în care a ieșit de acolo, a cam picat. Același lucru mi se întâmplă și mie. În momentul în care ies de lângă ei, trebuie să răbufnesc și eu. Și cel mai bine răbufnesc acasă. Roxana, noi suntem alături de dumneavoastră și astăzi, da, Cătălin? Vreau să îi spui doamnei Cristina Șerban că primește mii de mesaje pe adresa noastră de mail la maruta@romprotv.ro sau pe Facebook la Măruță, mii de mesaje care o susțin și o încurajează, femeie extrem de puternică. Și vrem din toată inima să-i ajutăm pe copiii și vrem din toată inima să-i ajutăm pe toți cei care se află în aceste zile cumplite. Tocmai de aceea îi rugăm pe oameni să dea SMS la numărul pe care l-avem afișat în continuu pe ecran, 8827. Sunt bani care ajung oameni buni la acești copii. Nu vă luați după tot felul de știri care mai apar pe Facebook, ce se întâmplă cu donațiile. Donațiile ajung la spital și ajung la aceste familii și la acești copii. Și vreau să le spun celor care vor să o ajute personal pe această femeie că pot să meargă la spitalul Grigore Alexandrescu, să o caute pe Cristina Șerban, mama celor doi copii, și să o ajute pe această femeie care este un exemplu de putere.